luna noiembrie, Delta Studio a lansat împreună cu OAR București un concurs pentru arhitecți și designer. Aceștia erau invitați să-și exprime creativitatea în amenajarea unui spațiu rezidențial reprezentativ pentru locuirea contemporană. Soluția câștigătoare urmează să fie implementată de Delta Studio în ansamblul rezidențial Belvedere din București. Membrii juriului sunt arhitecții Andreea Marinescu, Eliza Iochina, Dorin Ștefan Adam, Bogdan Ciocodeică și din partea Delta Studio Dragoș Bonea, membrii supleanți ai juriului Livia Nica Rus și Ionuț Butu. Delta Studio este un partener vechi al OAR București. După cum ați auzit, facem și cupa de schi împreună de foarte mult timp. Din totalul celor 67 de proiecte am ales 20. Toate proiectele, cele 20 de proiecte și de fapt cred că majoritatea proiectelor sunt perfect implementabile. În concurs despre asta a fost vorba, un loc relativ mic, a cărui speculă nu este numărul util de metri pătrați care se vinde, ci cum se acordă calitatea acestor metri pătrați. Cele 20 care se ridică, se decantează din masa de 67, se evidențiază prin finețea detaliilor și prin diversitate, fără ca diversitatea să fie un exces. Vă pot zice că din cele 20 de proiecte am mai făcut o triere. O triere de 10, după care o triere de 5. Juriul a hotărât să dea, pe lângă cele trei premii, și două mențiuni onorifice. Acest lucru tocmai pentru a recunoaște calitatea generală a proiectelor. Juriul a apreciat claritatea soluției, atmosfera propusă și unicitatea rezolvărilor de detaliu. Autorii acestui proiect, cu numărul 105 în concurs, codul FA1948, Fulcrum Atelier, Alexandru Codrin Mazilu și Delia Ștefana Costraș. Generează un spațiu fluid, dar care, datorită rotirii spațiului capsulat, conformează spații văzute pieziși sau ascunse, fiind deopotrivă și o dezbatere despre cât de intim poate fi un apartament, despre zonificare, despre funcțional, despre necesitatea scenariilor, folosire și mobilitate. Tudor Antemir, Ștefania Hârleață și Cristian Bădescu. Ne-a emoționat faptul ăsta. Interpretarea locuirii într-o cheie foarte contemporană și înțelegerea profundă a actului de locuire astăzi ne-a făcut să acordăm premiul numărul 3 acestui proiect. Cassandra Pop, Cosmin Anghelache și Astrid Rotman. Premiul 2 ne-a plăcut foarte mult pentru că se apropie oarecum de modul de a locui tradițional și static, așa cum locuiam odată de mult, la bunici sau acasă la noi. Acel acasă care rămâne cel mai însemnat loc al vieții noastre. Autorii acestui proiect sunt Paul Călin Machedon, împreună cu Teodor Alexandru Dinu și cu Laura Ioana Oniga. Juriul a apreciat foarte mult maturitatea abordării acestui proiect, soluția foarte flexibilă și asumarea unui stil de viață contemporan în care focusul se pune pe zona mesei. Drama Murat is very glad to be here and to be exclusive and genuine partner of this contest. And I'm sure this is the first and the not last contest organized by Delta Studio and Romanian Architects Chamber. I'm going to switch to English because he's going to be the one giving the award. So the winner of this competition goes to Juana Pangalos, Atelier Moody. Thank you so much. The quality of all the projects, like I've checked them out, they're wonderful. And I think it's like a very good initiative from Delta Studio and OAR. The judges were so cool. Like I followed who the judges were, and they were, each of them, they were like a personality in their field, and it's very good to be appreciated by them. And thank you so much again.